Dintr-un prim bilanț al activității desfășurate în primul semestru al anului 2021, reiese că la Centrul Județean de Cultură și Creație au avut loc 35 de evenimente culturale. Însă, din cauza crizei sanitare, nici în această vară nu se vor desfășura evenimente în aer liber. Despre activitățile desfășurate sau aflate în derulare la Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș ne vorbește managerul Georgiana Teodorescu. Am ajuns la jumătatea anului calendaristic. Care au fost activitățile de până acum în cadrul instituției pe care o conduceți? Ne putem lăuda cu foarte multe activități pe care le-am organizat anul acesta. Ne-am făcut și noi un bilanț pe primul semestru al acestui an și am constatat că în sala Barbu Știrbei am avut 35 de evenimente de la începutul anului și până la 30 iunie, din care 10 piese de teatru, spectacole pentru copii pe care le-am organizat în parteneriat cu Primăria Călăraș. Am avut un festival de pian care a fost organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Călăraș. Au fost și alte spectacole pentru copii pe care le-am organizat în parteneriat cu diferiți operatori privați de teatru. Spectacole organizate cu ocazia Zilei Femeii, atunci am organizat mai multe spectacole, inclusiv în țară, în județ, pardon, nu doar la noi pe sală. Plus, bineînțeles, cinematograful care a funcționat și a rulat continuu, cu excepția câtorva zile când a fost interdicție pe Călăraș pentru organizarea de evenimente. Ce evenimente urmează? Ce aveți luna aceasta? Pe sală mă refer și pe urmă, dacă puteți să ne spuneți și la cinema 2D, 3D, care este program? Pe sală, pe data de 14 iunie, o să fie ultima piesă de teatru din vara aceasta, O moștenire și doi nepoți, urmând să reluăm piesele de teatru din toamnă. De aceea, cu ocazia asta, invit toți călărășenii să participe la această piesă de teatru, încă mai sunt bilete la vânzare. Iar în cinematograf rulăm în continuare la orele pe care le știți, orele 17, orele 20, în weekend 10 și 12 pentru copii. O să publicăm tot programul cinematografului și pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook. Bănuiesc că cinematograful va funcționa toată vara, în weekenduri. Și da, programul pe care îl știm deja. Mai ales în weekenduri, pentru că acolo este cererea foarte mare și în weekend avem 4 proiecții pe zi, vinerea avem 3, iar în cursul săptămânii avem câte 2. Lunea cinematograful este închis, așa cum deja călărășenii s-au obișnuit. În rest funcționăm normal, dar bineînțeles cu capacitate de 50%, așa cum prevede legea la momentul acesta. Evenimente în aer liber mai puteți organiza, ținând cont că este vară și este cald? Deși ne dorim foarte tare să organizăm aceste evenimente, pentru că sunt evenimente pe care publicul călărășan le așteaptă, pentru că nu le-am mai avut din 2019. Din păcate, legislația în vigoare este destul de restrictivă, în sensul că pentru evenimentele în aer liber trebuie să asigurăm ca publicul să fie vaccinat, dacă nu să aibă un test COVID negativ, și este destul de greu să putem să facem acest lucru, având în vedere că noi nu avem un spațiu în aer liber pe care să-l putem delimita, astfel încât să controlăm publicul. Și răspunderea este a noastră ca organizatori pentru cei care vor fi în public. Și din acest motiv, din păcate, la acest moment nu am putut să ne planificăm evenimente în aer liber. Înțeleg că nici festivalul Hora Mare nu se va desfășura nici în acest an. Cu atât mai mult festivalul Hora Mare, acolo unde știți că în ultimul an am avut 11 țări străine invitate și nu ne permitem să aducem ansambluri din alte țări, având în vedere actualul context pandemic și să ne trezim că îți trebuiască, eu știu, să-i carantinăm sau eu știu ce se mai poate întâmpla. Este destul de dificil acum să organizezi festivalul internațional.
În această perioadă se desfășoară Festivalul Mamaia Copiilor și obișnuia județul Călăraș să aibă reprezentanți. Avem și anul acesta? Bineînțeles că avem și anul acesta, avem 4 copii care s-au calificat și anul acesta pentru Mamaia Copiilor. Gabriela Dobre, Veronica Neagu, Denisa Ilie și Catin Caleu, care sunt acum în focuri și abia așteptăm să se întoarcă cu premii, așa cum ne-au învățat tot timpul, să putem să îi felicităm și să îi vadă un județ întreg.